Ce face greșit concurența în raport cu nevoia clientului, iar tu poți să o îndeplinești? Te salut cu drag, Wise leader -ule. e luni și azi răspunde la o întrebare strategică. Pentru a te ajuta în acest proces, îți ofer câțiva pași pe care îi poți urma. Înțelege nevoile clienților. Înțelegerea nevoilor și așteptărilor clienților este esențială în dezvoltarea unei strategii de afaceri eficiente. Fă o analiză de piață și cere feedback clienților pentru a afla ce își doresc cu adevărat și ce le lipsește de la produsele sau serviciile actuale din piață. Analizează concurența. Studiază concurenții și direct și indirect și evaluează produsele și serviciile lor. Identifică punctele lor slabe și care ar putea fi îmbunătățite pentru a satisface mai bine nevoile clienților. Planifică. Pe baza informațiilor colectate, fă o strategie care să ia în considerare nevoile clienților și punctele slabe ale concurenței. Stabilește obiective specifice și precizează modul în care planifici să te diferențiezi de concurență. Implementează planul. Poți începe implementarea prin crearea și lansarea produselor sau serviciilor, promovarea afacerii și crearea unei experiențe de cumpărare care să se, se distingă de concurență. În timp, evaluează feedback-ul clienților și ajustează strategia dacă este necesar. Este important de înțeles că obținerea unei poziții puternice pe piață necesită timp și efort și că există întotdeauna riscuri asociate cu orice strategie de afaceri. Însă, prin îmbunătățirea serviciilor și produselor oferite clienților și prin Satisfacerea nevoilor lor te poți diferenția de concurență și poți obține succes în piață. Ce-ți doresc este să ai o săptămână productivă și decizii wise, și nu uita: schimbă perspectiva, schimbă acțiunea, schimbă rezultatul.